Bună ziua, bine ați venit la șifonierul cu Islim. De azi începând vom face o serie de 5 episoade în care vom prezenta expresii și vom vorbi puțin despre distileria Glenfarclas, o distilerie notorie, să-i spunem, cu o notorietate mare. De ce această distilerie este celebră? Cred că aș putea spune oferă calitate și prețurile ei sunt întotdeauna sub comparativ, sub prețurile celorlalte distilerii. Întotdeauna Glenfarclas-ul va fi mai ieftin când are ani în spate, comparativ cu alte, produse de la alte distilerii. Și o să vedem de ce. Hai să vorbim puțin despre această distilerie. Vom vorbi, vom spune date tehnice, multe date tehnice. Vom vorbi despre istoria ei. Nu este prea multă istorie, fiind o distilerie de familie. Această distilerie aparține, în sensul că atunci când vorbesc despre istorie, spun, s-a schimbat proprietarul nu știu care, a intrat în... Nu știu, acum, dacă totul e transmis din tată în fiu, mamă în fii, o să vedeți de ce mamă în fii, tată, de când o să ajungem la istorie, istoria nu, este prea pestriță comparativ cu alte distilerii. De 155 de ani, această distilerie aparține aceleiași familii, familia Grant. Dar întâi, hai să începem cu localizarea. Este una dintre cele mai cunoscute distilerii din Speyside. Deși pe cutie veți vedea întotdeauna Highland Single Malt. E același lucru pe care îl vedeți și cu Macallan, tot Highland Single Malt, deși ei sunt Speyside toată ziua. Același lucru pe care îl vedeți și cu Glendronach, Highland Single Malt, deși ei sunt Speyside toată ziua. Și să vă spun de unde vine denumirea asta de Highland, deși ei sunt din Speyside. Highland-ul este o regiune geografică a Scoției. Practic, Scoția se împarte în trei mari regiuni. Regiunea Lowlands, Scoția de jos, și Highlands, terenurile de sus, Scoția de sus, și insule, da? Asta a fost din, de când se știe lumea, din, da? Ei, odată cu apariția whisky-urilor și să zicem whisky-ul devenind un simbol al Scoției, a început categorisirea asta pe regiuni când se referă la whisky. De exemplu, prima categorisire de genul ăsta, că înainte se numeau regiuni din Lowlands, în sensul ăsta, whisky-uri din Lowlands, în sensul că erau whisky-uri din Sud, whisky-uri din Highlands, whisky-uri din Nord. Campbelltown, da? Când a avut cea mai mare popularitate acest tip de whisky, la începutul secolului 19. Campbelltown ce este? Este un orășel în peninsula Kintyre. Kintyre. Ce este? Mergi cu bicicleta. Ai făcut toată regiune. Ai făcut cu bicicleta în câteva ore toată peninsula și orășelul. Dar când vorbeai, era capitala whisky-ului în secolul 19, începutul secolului 19. Și lumea se referea ca regiune. A, Campbelltown, pe regiunea Campbelltown. Nu, e un amărât de orășel. Același lucru se întâmplă și cu Speyside-ul. Speyside-ul ce este? Este vreo regiune? Nu. Sunt terenurile din jurul râului Spey. Nimic mai mult. Un județ la noi ca mărime. Highland-ul este de 10 ori mai... Highland-ul e regiune geografică. Speyside-ul este un termen folosit pentru a descrie un stil de whisky, stilul din Speyside. Pentru că în Speyside, în acea regiune, râul Spey cu afluenții săi, a fost un boom în secolul 19, în a doua jumătate a secolului 19, după construirea căii ferate care se străbată toată Scoția de la 1866 încolo. Și acolo au fost construite cele mai multe distilerii, pentru că aveau sursă de apă, teren prielnic pentru orz, cât de cât.
cât poate fi pentru Scoția, în zona respectivă, că v-am mai spus că orzul și leau din Anglia. Și de-aia au fost construite acolo distilerii. Dar nu este o regiune geografică propriu-zisă, cum e Highlands-ul. Este un județ, o insuliță teritorială, mă refer, în mijlocul Highlands-ului. La fel și ca și mai spune, regiunea Isla. E vreo regiune, e o amărâtă de insulă, cu câteva mii de locuitori. Sunt Skye mai mare ca insula Skye mai mare decât Isla, dar definește un anumit stil de whisky. Și de asta. Și ăștia fiind tradiționaliști, distileriile astea fiind de la 1800 și ceva, astea mai vechi, la vremea respectivă nu exista ideea de Speyside. Spuneau de unde sunt strict geografic, Highland Single Malt, și tradiționaliști au păstrat denumirea. Să nu mai existe confuziile astea. Sunt aici, astea sunt toate care vor fi prezentate. Astăzi vom vorbi despre Glenfarclas-ul de 10 ani. Hai să și pun în pahar. Am gustat puțin din ca să-mi iau notițele. Să știu despre ce vorbesc, da? Am găsit miniatură și am zis că de ce nu? N-are rost să iau sticla întreagă. Îl analizăm mai încolo. Acum vă plictisesc cu detalii despre această distilerie. Prin ce este cunoscută această distilerie? În primul rând este independentă. Foarte puține distilerii în Scoția mai sunt independente. Glenallachie, să zicem, Arran-ul, Springbank-ul normal în Campbellton, Glen Gyle, care este de fapt tot de familie, care ține tot de familia Mitchell, celor de la care deține Springbank-ul, Kilhoman-ul în Isla și mai sunt, n-are rost, dar nu sunt foarte multe, nu mai sunt ca înainte. Toate aparțin de corporații, de Diageo, de Pernod Ricard, da? De 6 generații este aparține. Ia, ce scrie pe am? Hai să văd. Chairman John L. Grant. Chairman. Da. John L. S. Grant. Da. Tipul ăsta este managerul general al distileriei și proprietar. Bine, cum poți să spui proprietar, că apart el și cu frații săi dețin distileria, dar el se ocupă de ea, este un tip foarte simpatic. Simpatic, pot să-l numesc simpatic, un tip modest, un tip pe care l-am văzut în multe interviuri pe YouTube la festivalurile de whisky, când toți sunt cu... El apare cu berea în mână, omul n-are treabă, mai ales și când îl vedeți așa în masivitatea lui, un om cu chile în plus. El este chairman, cum s-ar spune, managerul general la a 6-a generație. De ce am spus cine este el? Pentru că o să încep mai încolo cu cine a început tradiția în familia asta. V-am spus cine este el acum ca să vă faceți o idee, că nu o să ajung mai încolo la istoria distileriei. Hai să spun prin ce se remarcă această distilerie. Glenfarclas are cele mai mari pat stiluri din Scoția. Are 3 perechi, 3 pat stiluri de wash, 3 pat stiluri de spirit. Vă întrebați de ce 3 și 3? Triplu distilează cumva, că da. Hohentoschen sau Springbank, triplu distil, Springbank că n-are chef pentru anumite expresii, triplu distilează. Și atunci trebuie să ai 3 perechi, da? 3 și 3. Nu, 2 le țin de rezervă, doar 4 sunt funcționale din astea 6. Cele mai mari din Scoția, 29.600, pastilul de wash, 25.000 de litri pastilul de spirit. Foarte, foarte mari, cele mai mari din Scoția. Capacitatea distileriei este de 3 milioane și jumătate de litri, o capacitate destul de mare
pentru o distilerie de single malt, peste medie. Glenfarclas nu dă la îmbuteliatori independenți, din câte știu eu, și nu bagă în blended scotch. Asta înseamnă că este o distilerie care face chiar numai single malt pentru a fi single malt. Și de aici multitudinea de expresii de la Glenfarclas. În episodul următor o să vorbim despre multitudinea de expresii de la Glenfarclas. Astăzi, dacă tot o să vorbim, n-are rost să ne aglomerăm într-o singură emisiune cu tot, să spun totul la început și în episodul următor. Iar este una dintre puținele distilerii din Scoția care are încălzire, care își încălzește pastilurile direct pe sub, ca pe vremuri, cu focul sub fund, cum s-ar spune. Nu folosește cărbun sau lemne, da? Totuși nu mai suntem în acum 300 de ani sau 200 de ani, dar folosesc gaz natural. Toate distileriile, aproape toate, majoritatea distileriilor din Scoția folosesc încălzire prin abur a pastilurilor. Ce ar mai fi de spus? 68.000 de butoaie, cu asta se laudă, că au la maturat 68.000 de butoaie. Nimic deosebit, butoaie foarte multe în depozite. Americanii au cu sutele de mii. Distileriile alea, uriașe. Da? Dar oricum 68.000 de butoaie puse la maturat pentru o distilerie de single malt este foarte mult. Dar nu asta este cu ce este în evidență. Este că din 1953 au butoaie. Deci dacă Glenfarclas mâine își propune să scoată un butoi din 1953 să-l îmbutelieze, poate să îmbutelieze oricând un butoi din 1953 de 67 de ani. Deci whisky de 67 de ani, single malt de 67 de ani. Și mă întrebați, aia mare brânză, mai există distilerii care au whisky-uri de 67. Să nu uităm că Glenfarclas are în cor whisky-uri de 60, malturi de 60. Dar nu asta e cu ce iese ei în evidență. Ei sunt în evidență că au în fiecare an, au butoaie de, pe fiecare an. Deci din 1953, 54, 55, 56, 57. Așa, și numărați voi până în 2020. Dacă eu îi spun lui ăstuia, domnului Grant, măi, ia fă-mi tu mie un whisky special, că eu sunt milionarul nu știu care, și vreau un whisky de 39 de ani, că atât am plinesc eu, dar vreau să faci un whisky cu vârsta mamei mele de... Câți ani are maica mea? Nici nu mai știu. 62? 62. Vreau și cu vârsta mamei mele de 62 și cu vârsta iubitei mele de 32. Și spune, da, nicio problemă, mâine le îmbutelie. Asta înseamnă să ai butoaie în fiecare an. Da? 39, 32, 62. Da? Asta înseamnă să ai siguranța aia de familie și să ai afacerea asta de 155 de ani. Cu ce se mai laudă această distilerie? Este una dintre puținele distilerii din Scoția și din lume, nu neapărat din Scoția, care au warehouse-uri Dunnage. Ce înseamnă warehouse Dunnage? Depozit tradițional, ca acum 200 de ani. Păi înseamnă așa, să fie făcut din piatră, apoi podeaua să fie de pământ. Ce înseamnă podea de pământ? Deci să nu aibă dușul mea, să nu aibă ciment pe jos. Deci pământ. Să iasă râmele noaptea la 12:01 noaptea pe lângă butoaie, să mi se urce pe butoaie. Asta înseamnă pământ, da? Și să aibă depozitele cu diferite ferestruțe să se creeze curent, ventilație. Și Dunnage mai înseamnă să fie pitice. În sensul că un depozit de genul ăla nu are mai mult de 3 metri înălțime. De ce? 3-4 metri, da. În sensul că nu se permite așezarea la maturare a butoailor pe mai mult de 3 rânduri.
Adică rândul 1, primul 2, rândul 2 și al treilea. Al treilea ajunge până în 2 metri. De ce se face chestia asta? Deci nu ai mai voie mai mult de 3 rânduri. O să pun Otilia poze ca să înțelegeți mai bine. Și vă explic. Pământ pe jos pentru umiditate, ventilare, curent, să se creeze un circuit al aerului pentru a se asigura răcoare la maturare și faptul că nu permiți mai mult de 3 rânduri, 2 metri înălțime, faptul să ca butoaiele să se matureze uniform. Deci cel de pe rândul 1, cel de pe rândul 2 și cel de pe rândul 3 să aibă aceeași temperatură la fix. Că știți că una este să ai temperatura la 1-2 metri înălțime și alta este să ai temperatura la 15-20 de metri. Butoiul care va fi la 15 metri înălțime într-un spațiu închis, comparativ cu cel care va fi de la nivelul solului, va avea o altă maturare. Va exista o diferență de temperatură. Și chestiile astea asigură maturare lentă, umiditate ridicată, temperatură scăzută, mai scăzută și ventilație. De asta, distileriile astea care au warehouse-uri, depozite de tip Danish, au o maturare lentă. Ce înseamnă o maturare lentă, sănătoasă? Încet, încet, pierdere mică de alcool. Angel share mic. De asta un Glenfarclas de 40 de ani poate fi prezentat la 55 și chiar 60 de grade concentrație alcoolică, pe când în altă parte, când au zis la 40 de ani, angel share-ul e atât de mare încât scade sub 50 sau sub, de-abia atinge 50. Înțelegeți? V-am mai spus ce înseamnă angel share, v-am mai spus ce înseamnă cast strength, v-am mai spus ce înseamnă concentrație alcoolică, urmăriți episoadele din urmă. Nu stau să mă repet acum. Asta înseamnă. Astea sunt depozitele în stil tradițional. Depozitul de tip racked. Racked înseamnă racked warehouse, care sunt specifice americanilor. Ajung până la 12 rânduri de butoaie. 12 rânduri, toate în clădiri înalte de 20 de metri, 15-20 de metri, etajul 4-5. Se creează din cărămidă cu ciment, cu beton pe jos. Se creează o senzație de căldură și stătut înăuntru aerului, neexistând o ventilație grozavă. Racked, da, asta înseamnă. Și una este temperatura la care stă butoiul, șirul, etajul al 12-lea, și una este temperatura primului care stă la... Deci va fi diferență de un grad, două, poate chiar mai multe. Și asta duce la o maturare diferită. Iar americanii, de obicei, și nu numai, distileriile mari care nu folosesc stilul ăsta clasic, pentru că nimănui nu-i convine să folosească Danish Warehouse. Ce înseamnă Danish Warehouse? Te lălăi pe sute de metri pătrați, că dacă nu poți să pui mai mult de 3 rânduri, trebuie să-ți faci depozitul lat și lung. Nimeni nu are terenul ăsta de a face 14.000 de să ne lălăim pe sute de metri pătrați. Astea sunt depozite vechi și scoțienii, o mare parte dintre ei, și-au păstrat tradiția și au rămas cu ele. Nu. Dar în zilele noastre, când terenul este foarte scump, nu-ți permis să te lălăi cu depozite de genul ăsta. Și faci racked warehouse pentru distileriile cu capacitate mare. Nu? Cât o distilerie care produce milioane de litri în Statele Unite de bourbon, ce înseamnă asta? Se întinde pe zeci de kilometri pătrați ca să țină depozitele la 3 rânduri? Nu, și le face 12-15 rânduri în alte de beton. Da? Dar americanii folosesc lifturi speciale pentru... Ei înțeleg că o să aibă un angel share mare și nu neapărat americani, și distileriile din Scoția care au volum ultra mare, au popularitate mare și au volum mare de producție. Și știu chestia asta, băi, angel share-ul, vom pierde foarte mult,
foarte multă concentrație alcoolică, va fi maturarea prea rapidă. Și ce e de făcut? Măcar să o înțelegem că e rapidă, dar măcar să o uniformizăm. Și folosesc lifturi. Butoiul de la nivelul solului îl ridică la nivelul ăluia de 12 și îl schimbă cu ăla de la 12 la nivelul solului și tot cu lifturi. După un timp, după o lună, butoiul de la nivelul 11 îl mută la nivelul, îl schimbă, face schimb de locuri cu butoiul de la nivelul 2. Înțelegeți voi? Ca să existe o maturare uniformă cât de cât, pentru că diferă temperaturile în spațiu închis. Una este temperatura la 1 metru la nivelul solului și alta este temperatura în spațiu închis la nivelul la 15 metri înălțime sau 20 de metri înălțime. Și mai sunt butoaiele de tip depozitele de tip palletizing warehouse pe paleți, pe știți ce înseamnă asta? O capsulă cu 4 butoaie care apoi este schimbată cu capsula de la nivelul solului, tot așa, numai că nu pe butoiul respectiv, ci pe paletul respectiv. Maturarea poate fi se realizează de obicei vertical, butoiul este în poziție verticală, dar de obicei irlandezii, asta e o ciudățenie, mi-a atras atenția, irlandezii țin butoaiele pe verticală și le pun la maturare, nu știu de ce, le pun la maturare. Dacă vă uitați în depozitele de la distileriile irlandeze, o să vedeți că majoritatea folosesc maturarea pe verticală. Acum că am lămurit datele tehnice, hai să vorbim puțin despre istorie, că totuși trebuie să știm ceva despre istorie. Distileria se află în orășelul Ballindalloch. Aparent nu ne spune nimic, dar orășelul ăsta are... Ne-a apărut o nouă distilerie acum de vreo câțiva ani în acest orășel, dar are un castel superb care datează de pe la 1500. Deci, un orășel de câteva mii de locuitori, nici nu știu câte, nici nu m-am interesat, dar mai mult de, cred că are sub 10.000 de locuitori, mai mult, atâta cred eu, și a ridicat mai castelul. Normal a fost al unei fapte. Băi, toate orășelele, spuneți-mi mie vreun loc din Scoția care să nu fie atins de istorie și după aceea mai spunem. Are un profil istoric acest orășel. Orice loc din Scoția are un caracter istoric, dar există istorie peste tot în Scoția, în orice piatră. Ce-i cu distileria? Ni se spune... Toate sticlele arată așa și se laudă mare și tare... cu chestia asta, 1836, toate sticlele arată așa. Distileria s-ar spune că ar fi fondată la 1836, dar ea de fapt a fost fondată pe la 1791, dar a funcționat ilicit. Și de-abia a intrat cu acte în regulă în 1836, când o conducea un anume Robert Hay. A intrat în evidența coroanei britanice și restul nu se știe exact cine a construit-o. Se spune că ar fi pe la 1791 construită. În 1865, Robert Hay ăsta a vândut-o unui anume John Grant. Ăstuia gras cu berea, da? Care o conduce acum. Ăsta a luat-o în 1865, el nu se pricepea la a face whisky, a cumpărat distileria și a cumpărat ferma de lângă distilerie. Bine, distileria era de 10 ori mai mică decât ce e acum, da? O mică distilerie, să zicem, undeva deasupra unei distilerii de ferme, sau cam ca un nivelul unei distilerii de fermă. Și el a luat ferma de lângă distilerie și s-a ocupat cu ferma respectivă și distileria a dat-o unui amic de-al său, a dat-o, el o deținea, dar i-a dat-o lui să se ocupe, care era pasionat de whisky și a devenit master distiller, John Smith. Ăsta a murit prin nu știu cât, a avut un fiu, George Grant, nu a trăit foarte mult. Și apoi murind mai de tânăr, distileria a rămas
văduvei sale, soției sale, Elsie Grant, care a condus distileria ani buni, pentru că nu putea să o lase fiilor săi, fiii săi George and John Grant, Grant, neajungând la maturitate, erau niște copii. Și ea, ca femeie, ca văduva, trebuie să conducă distileria. Este, în 1896, a făcut distileria pentru prima oară și pentru prima și singura oară un parteneriat cu o firmă. Firma se numea Pattison's și era o firmă de blended whisky. Și în 1896 era boom-ul whisky-ului, v-am mai spus de chestia asta. Și băgau foarte mult Glenfarclas în blended-ul Pattison's și erau coproprietari ai distileriei. Dar a fost pentru prima oară și ultima oară când distileria a avut coproprietar firma de blend, de blended Pattison's. În 1913 s-a întrerupt acest parteneriat după 17 ani pentru că a urmat crash-ul whisky-ului. Întotdeauna după un boom urmează un crash. Vedeți ce se întâmplă acum, fie că el provocat direct sau indirect, întotdeauna un boom are un crash. Stați voi liniștiți, e o chestie ciclică. Ne oprim aici cu comentariile sociale. Și mai multe nu sunt, pentru că distileria a fost transmisă din generație în generație în generație până în zilele noastre. Acum, hai să începem, că ne-am lălăit atâta, referitor la Glenfarclas-ul de 10. Glenfarclas-ul de 10 este, avem miniatura, n-am cumpărat sticla mare, că n-avea rost. Dacă am găsit miniatură, de ce nu? Glenfarclas-ul nu mai este entry level-ul de la Glenfarclas. Acum a devenit Glenfarclas entry level-ul ăla de 8 ani. Se găsește la noi, la undeva la 115-120 de lei. Perfect preț pentru 8 ani. Distilerie cu, să spunem noi, cu integritate, au reușit, au, la fel și Glendronach, când a fost cu Billy Walker, au pus 8, la fel și Talisker au pus la un moment dat pe whisky-ul lor 8, și Lagavulin în ultima vreme a pus 8. Asta înseamnă că era 10 standardul. Sub 10 spui non-estemă. Ne ferim sub 10. Să nu vadă. Nu. Noi avem tupeu și punem 8. Da? Să spunem exact cât are. Da? Să nu ne mai ferim dacă e sub 10 cu non-estemă și îl umflăm cu tot felul de denumiri. Ne oprim aici cu asta. Și ăla se găsește la noi, iar ăsta a fost mult timp entry level-ul de la Glenfarclas, foarte apreciat, cel de 10 ani. De ce? Pentru că, e adevărat, îți oferă 40 de grade. Glenfarclas filtrează de multe ori, pentru că orice, v-am mai spus, orice este sub 46, multe distilerii filtrează și Glenfarclas nu face abatere, cum s-ar spune. Filtrează și ei orice este sub 46, filtrează la rece. Ăsta este de 4, ăsta este de 15, de 46 de grade, este nefiltrat, singurul, și mai au și ăsta, Cast Strength-ul, care are 60 de grade, este tot nefiltrat. Dar astea, ăsta de 18, care are 43 sau astea, sunt filtrate la rece, dar Glenfarclas-ul nu colorează. Asta este o chestie cu care se laudă, nu pun, n-au pus niciodată culoare în produsele lor. Și ne abatem. Mult timp a fost considerat unul dintre cele mai bune entry level-uri ăsta de 10 ani, la preț foarte, 40 de grade, e adevărat, necolorat, culoare naturală, maturare dublă, în sensul că, cum poate fi numită dublă, e numai sherry, deci sunt 10 ani în sherry. 10 ani în sherry, pur și simplu, imediat, după ce a fost sherry, da, oloroso sherry, imediat butoiul de oloroso, băgat, vreo undeva 10 ani, deci 5 ani prima maturare, undeva la 5-6 ani în prima maturare, deci în primul butoiul, și apoi încă 4 ani în refill sherry, în sensul că a fost sherry-ul, a mai fost un whisky tot de la Glenfarclas și asta e la a treia mână, cum s-ar spune. Cum s-ar spune,
Sherry Oloroso, prima mână, și Refill Sherry, Sherry, a doua mână, ca mai stat un whisky înainte. De 10 ani până la urmă în Sherry. Sherry mai puternic și Sherry mai puțin puternic. Și hai să vedem ce este cu ăsta. Să începem totuși până la urmă, după 1000 de ani. Primul lucru care se simte este destul de mălțos. Când spun mălțos, se înțelege. Păi da, e single mult. De ce spui destul de mălțos? În sensul că e un pic cam, e tânăr la 10 ani și este filtrat la rece. Și de obicei, tinerețea și filtrarea la rece dau senzația de luare a mălțului. Aici se simte mălțul cum trebuie și rămâi surprins că după ce e doar la 40 și filtrat la rece, simți totuși mălțul. Mere coapte în miere, în miere, zahăr, prăjitura de portocale, brioșă cu stafide. Și aici există o mică problemă. Bine, o să ziceți că sunt eu figurat. Dar întotdeauna la Glenfarclas am simțit acest ușor miros de rumeguș, de rumeguș de atunci când trageți, dați cu drujba și o pică lemnul jos. Acel miros de lemn. Și asta vine din, cred că, Refill Sherry Oloroso, adică butoiul de la a treia mână, în care a fost a doua maturare de 4 ani, după ce asta 6 în first fill, adică primă. Știți? Asta este părerea mea. Miros foarte bun. Plăcut, nu foarte complex. Plăcut pentru ceea ce este. Gândiți-vă, ăsta costă sticla mare de 700, costă undeva la 130 de lei. Cum să nu luați așa ceva? Single malt la 130 de lei, 10 ani, 40 de grade. E adevărat. Da, dar dacă vrei să încercați altceva, după ce ați băut Glenfiddich-ul de 12, după ce ați băut Glenmorangie de 12, chestii mai ușoare, da. Următorul pas, dacă vreți să creșteți pe scara complexității, începeți cu Glenfarclas de 10. Sau cu Aaron-ul de 10, deja e prea complex. Barrel Reserve mai nou, dar și ăla este mai complex decât ăsta, cel puțin la miros. Sunt cam la fel la miros. Bine, ăla e din altă regiune, dar v-am mai spus, după părerea mea, era nu este un Space Cider, deși e insula. Hai să vedem la gust. Brioșe, cafea cu lapte, marmeladă, gem de portocale, lemn de vată de zahăr ars, da? Ați văzut că mai devreme, episodul trecut am avut Glenallachie, portul. Aia deja se adresau tipilor, da, că este și tipe, persoanelor care cunosc whisky-ul. Ăsta se adresează clar începătorilor. Se simte, e adevărat, încearcă foarte multe. Glenallachie-ul, ați văzut că toate expresiile sunt la 4-6, sau alt Space Cider, sau... Dar ăsta fiind filtrat la rece și fiind la 40 de grade, este doar plăcut. Nu poate să te solicite, nu poate să te domine. Este ce... De asta îl recomand persoanelor care nu au foarte mulți bani, sau nu neapărat, poate au mulți bani. Nu nimic, să aibă mulți bani. Să-și permită ce whisky-uri vor ele. Pot cumpăra aceeași calitate
La de trei ori prețul, dacă au bani. Știți bine la cine mă refer. Da, am mai spus numele acelei distilerii și imediat am avut 4-5 subscriber luați, că m-am luat de ea. Știți bine la cine mă refer. Aia, distileria cea mai cunoscută de Speyside. Ăla al domnilor, al lui James Bond, mă. Al lui James Bond, da. Știți bine la cine mă refer. Dar obțineți aceeași calitate în ăla, dar la de trei ori prețul. Dacă sunteți după preț, luați-vă de ăla, nu vă mai bateți capul cu Glenfarclas. Iar acea senzație de lemn, de rumeguș. Finish-ul este mediu, smochine, stafide. Este plăcut, dar nu poate depăși un anumit nivel. Eu mi-am adus aici niște note, pentru că și văd că acum mă văd nevoie să dau mai puțin decât mi-am adus notele. A trebuit să punem stop, pentru că eu îmi luasem notițele după ce gustasem doar atâta din... și acum după ce am gustat mai mult mi-am dat seama exact. Asta vă spun. Review-urile la doar 50 din... review-uri, că am văzut review-uri, unii fac review-uri din doar 30, sample-uri, 30 de... Cum să faci review din 30 de mililitri? Ești nebun? Dacă eu din 50 de mililitri nu pot să fac un review cum trebuie. Mi-a dusasem 88-89, aiurea, nu e de 88-89, e de 87, e un vestit foarte bun, perfect prețul. Dacă vreți ceva la, de calitate, foarte bun, la un preț bun, 130 de lei. V-am mai spus, există alte whisky-uri din Speyside la dublu sau triplu preț cu aceeași calitate. Este al... După ce ați băut 4-5 single malt-uri, ăsta ar fi al șaselea să intrați la nou nivel de cunoaștere. Înțelegeți voi? 87. Un whisky foarte, foarte bun. Nu se vrea a fi extraordinar de complex, nici nu-și propune a fi ceva foarte complex. Este plăcut de sipping în momente... În momente când vă gândiți la altceva și el vă ajută. În sensul că dacă vreți să reflectați la ceva anume și el e prea complex, vă distrage. Nu e foarte complex. Așa că puteți să și reflectați și, și să vă simțiți bine. Degustându-l, adormecându-l, ce se mai numește chestia asta. Da. 87. Papa pe data viitoare.